Bună, dragi Capricorni, bine ați revenit pe Hecastro Tarot. Eu sunt Meme și astăzi vom face etalarea pentru luna august. Această etalare este pentru toți cei care au soare, lună și ascendent în Capricorn. Vă rog să țineți cont de faptul că etalarea poate nu rezonează cu toată lumea, citim o energie colectivă și este absolut normal. Să vedem despre ce este vorba. Dacă doriți să vă abonați, găsiți mai jos opțiunile, puteți accesa și clopoțelul pentru a activa notificările. Vedeți când apar videouri noi. Dacă doriți să lăsați un comentariu, vă aștept cu drag mai jos, le citesc pe toate. Haideți să vedem împreună în ce direcție se îndreaptă și ce are în tolbă energia lunii august pentru Capricorn. Odihnare, concediu și o situație pe care doriți să o descoperiți și nu vă dă pace. Vreți să aflați ceva și nu găsiți calea. Veți găsi. Bun. Haideți să vedem. Pentru voi, luna august vine preponderent cu odihnă, cu nevoia de a vă odihni, cu nevoia de a vă așeza un pic pe bancă, de a respira, cu nevoia de somn bun și mult. Ați avut o perioadă foarte încărcată de interacțiune intensă în viața voastră. Poate aveți ceva serviciu pe partea asta de comunicare, poate comunicați, lucrați foarte mult în serviciu cu publicul, poate, nu știu, lucrați în vreun sistem din ăsta de transport. Ideea este că vi se cere să vă odihniți. Pentru unii dintre voi, văd că vă doriți neapărat să aflați și să deslușiți și să rezolvați o situație de la serviciu. O situație care v-a ținut un pic pe ace, pentru că depinde și ține de o promovare. În funcție de răspunsul pe care voi îl aflați, pot să vină către voi niște resurse financiare de care voi acum aveți nevoie și vă doriți acest lucru. Alții dintre voi se gândesc la niște secrete. Vor să descopere niște secrete, încearcă să afle niște răspunsuri. Unii dintre voi au parte de momente în vis în care văd adevărul sau au vise premonitorii. Vă doriți să faceți parte dintr-o uniune. Voi vă doriți foarte mult o uniune, un parteneriat, pe cineva alături cu care să faceți echipă foarte bună. Văd o călătorie în străinătate cel mai probabil, pe o distanță scurtă, da, nu vorbim de Honolulu. Haideți să vedem mai în amănunt ce se întâmplă aici, ce vă doriți voi să se afle și să iasă la suprafață, se va întâmpla, lucrurile deja s-au pus în mișcare pentru voi. Doriți să rezolvați un conflict, un conflict care vă ține în loc, un conflict despre care voi știți mai multe decât spuneți și acest lucru, tăinuirea poate unui conflict, da? Bandajul ăsta pe care îl are aici personajul pe ochi este pus acolo, dar se poate deslega oricând. Un conflict care vă face să vă simțiți prost. Nu vă dă pace, nu știți ceva, știți niște secrete ale cuiva care nu vă mai dau pace, v-au consumat sau ați aflat niște secrete despre cineva și nu știți acum ce să faceți cu ele. Nu știți de ce știți lucrurile astea, fie că ați aflat despre un prieten, o prietenă, fie că ați aflat despre persoana iubită. Acum nu știți cum să acționați, ce acțiune să luați pe mai departe. Aici vă apare un ușor disconfort fizic,
efectiv fizic, disconfort, ceva problemă pe la articulații, pe la încheieturi, menajați-vă un pic. Și în egală măsură apar două energii, aceea a damei de bâte și aceea a damei de cupă. Una dintre aceste energii sunteți voi și cealaltă partenerul dumneavoastră. Unul este mai relaxat, mai volubil, mai expansiv, iar celălalt este mai sensibil. Cel care este mai expansiv așa și mai purtat de val, poate cumva nu este mereu atent la ce spune și vă rănește ușor, dar energia lunii, august, vine către voi cu comunicarea și cu rezolvarea acestui conflict, atâta timp cât știți ceea ce vă doriți. Dragilor, august este pentru voi cumva o lună confuză. Este o lună în care vreți să aflați rezultate, vreți să aflați niște vești de la serviciu. Dorința voastră cea mai mare are legătură și cu emoțiile, dar și cu ceva ce se întâmplă la serviciu, cu niște răspunsuri, cu un conflict care s-a iscat acolo și nu vă dă pace. Și sugestia cărților pentru luna august și a energiei este aceea să luați lucrurile cu blândețe. Lucrurile se desfășoară într-un ritm de forță pentru voi. Voi nu sunteți neapărat obișnuiți cu energia asta de foc, deși și voi sunteți o energie cardinală, da? Nu duceți așa mult. La voi lucrurile sunt mai calculate un pic față de celelalte semne cardinale. Și văd aici foarte multe cupe. Puteți să îmblânziți acest conflict prin emoție, să faceți apel la emoție. În egală măsură mai văd aici pe cineva care vă șantajează emoțional. Aveți multe opțiuni, aveți multe căi pe care să mergeți și vă văd în imposibilitatea de a decide ce urmează pe mai departe. Aveți blocaj în cuvinte. Vă stau cuvintele acolo pe limbă și nu le puteți articula, nu puteți să spuneți mai departe ceea ce vă macină. Și de aia, aici, mai bine tac. Dragi Capricorn, vă comportați așa, ca un fel de balanță. Mai bine ne păstrăm ideile pentru noi. Situația este una copilărească și superficială și dacă nu o rezolvați, o să vă dea bătăi de cap pe mai departe. Un sfat de la oracolul de iubire. Iată, conversație neapărat. Aici aveți conversație, v-am spus că aveți blocaj pe comunicare, că nu înțeleg de ce aveți asta, pentru că aveți atâtea opțiuni, puteți face apel la orice, puteți desena, puteți cânta, puteți vorbi, puteți face absolut orice. Numai să faceți lucrul ăsta. Dacă voi sunteți persoana aceasta mai volubilă, cealaltă persoană primește. Primește și așteaptă. Deci, în funcție de cum rezonați cu mesajul, unul dintre parteneri inițiază, celălalt primește. Și atunci este nevoie să purtați o discuție, să clarificați această situație care nu vă dă pace. Dacă este vorba despre serviciu, mergeți și spuneți ce aveți de spus, căci mesajul vostru va fi bine recepționat. Este o lună în care aveți nevoie să vă iubiți, să aveți un pic grijă de voi, de imaginea voastră și mai ales de sănătatea voastră. Și o lună în care v-am spus că voi vă doriți așa să aparțineți, să faceți cum să vă spun eu, parte dintr-un grup, da? Veți face parte dintr-un grup. Veți face parte dintr-un grup. Dar mergeți și spuneți. Adică, dacă aici vorbim despre serviciu, luați haina reginei de bâte și mergeți și cereți ce credeți că este pentru voi.
nu vă mai culcați, da? Nu vă mai întoarceți spatele, nu vă mai mușcați buza. Scoateți afară ce aveți pe suflet. Comunicați. Cam atât pentru voi, dragi Capricorn. Vă urez un august plăcut, să fiți bine, să aveți parte de iubire, să rezolvați toate cele ce vă dau bătăi de cap și până pe data viitoare vă spun la revedere, pa, pa!